Nu a fost mulțumit de rezultatul final și a refuzat postul obținut în urma alegerilor. Aflat pe poziția a treia pe lista consilierilor județeni, Cătălin Brăilă a renunțat la funcție. Noi, ca și președința organizației de tineret, vorbesc la toate partidele politice, trebuia să mobilizăm tinerii să voteze, să-i convingem prin mesajele noastre. Rezultatele de la municipiu fiind foarte slabe, o prezență de doar 8% a tinerilor la vot, m-a pus foarte mult pe gânduri și mi-am dat seama că am mult mai mult de muncă pentru a clădi această organizație de tineret decât să-mi pierd timpul decât să stau în Consiliul Județean să nu mă ocup de această problemă. Acesta a declarat că este mulțumit de scorul obținut de partid pe județ, dar nu și de faptul că tinerii au stat acasă în ziua votului. Președintele pe Organizația Județeană de Tineret, Brăilă, spune că nu și-a atins scopul pentru care a intrat în politică. La nevoie de un suflu nou în Consiliul Județean, că ești un tânăr care poate te-ar fi preocupat problemele tinerilor și ai fi putut acționa mai bine de acolo din Consiliul Județean. Există acest suflu nou, există în persoana colegului meu, Gabriel Gâjoabă, da? Pe care îl susțin din toată inima și sunt sigur că o să promoveze proiectele pe care eu le-am propus acolo. O altă posibilă demisie este așteptată din partea lui Marian Rotaru, acesta declarând imediat după alegeri că nu-l interesează un post de consilier.